Bine ați venit la Stax TV, episodul nici n-are importanță, dar într-un nou format, alături de acest BMW E30 M3 Turbo de aproape 700 de cai. Avem un episod cu Momul, știți? Îl știți pe Momul după numărul de matriculare. Bobi Micu pe numele lui, din buletin. Nu e numele din buletin. Cum e, mă, numele? Octavian Micu, frate. Nu e Bobi. De unde a venit, mă, Bobi? Bobi în combinația asta. Salut! Salut! Ne știm de o viață. Mașina, eu știu, de 10 ani. A venit gri cu motor de 2 litri. Ai zis tu, 130 de cai. După 12 ani? 14 ani? De când ai mașina, oare? 12 ani. Wow. De 12 ani, a ajuns așa, da. În forma finală, trecând prin mai multe etape. Da. Cum? Adică, ți-ai luat un urs în ideea că... Adică eu știu că ai cumpărat un urs special pentru capota asta, știu eu asta. Dar ai plecat de la început în ideea, bă, mi-au un urs, să-l fac de 700 de cai? Nu, a fost altă discuție. Eu am fost fan urs de când nu știam, din facultate, tot am rochetat eu. Da, asta erau de când, în tinerețe, da. 5-12 pe valve, hai să mai punem un 3-5, sunt prea serios. 5-24 de valve, țiganii de-astea, cum făceam noi pe vremea aia, pe veche, da. Așa. Și... între timp am zis, ia să-mi fac eu o mașină mai puternică. Ideea un a fost pic alta. Mai puternică, da. Eu am luat, atunci făceam noi curse, da, da. 400 da. De metri. Și am luat bătaie de la un GTI. Golf? Nu bătaie. Ce fel de 3, Golf? 3.5-ul meu cu tot, mi-a dat cu 3.5-ul în cap. Dar ce Golf era, oare? Era un Golf GTI. 3, 5, 5 4, 5, Turbo. Turbo, așa, și da. Avea ceva soft, super chips. Roșu, oare? Big la număr? Nu, pe vremuri. Nu, cred că negru, dacă nu mă înșel. Da, în sfârșit. Da. Bă, tu aveai 3.5? Aveam 3.5 pe urs, 12 pe valuri. Era ITX sau gen, pe vechi. Mega power. Era pe vremuri, ca să înțelegeți, pe vremuri, cine avea urs cu 3.5, era șeful la urși. Șeful la curs. Șeful la curs. Și a venit epoca turbo. Și am zis, hai să mă apuc să-mi fac și eu un urs turbo. Am început, eu aveam eu un 2.5-2 pe valve, am ajuns pe la un... L-ai făcut pe la turbo. Cine, nu? Da, mă, da, zi, normal, nu la e nicio problemă. La Cătălin, prin Haiu... Cătălin e VPP-ul, zici. VPP-ul, așa, că lumea îl știe după turbo, VPP-ul, era da. Era pe la stadionul Rapid, pe Supot, acolo. Giulești. Da, am ajuns eu acolo, un gărăjel mic, m-am uitat, zic, hai, merge. Ce-o fi, o fi. Aveam un urs 2.5-2 pe valve în 4 uși. Am ajuns acolo, erau teoriile alea, că, domne, că ursul de 4 uși se rupe caroseria la turbo, nu știu ce, la. Lucru confirmat, oarecum, și de Cătălin. A zis, bă, mai bine caroseria asta nu prea în regulă, hai să-ți iei o caroserie mai... În două uși. Okay. Sau, sau într-o stare mai bună, gen. Starea e foarte bună. Gata, zici și făcut. M-am întors acasă, dă-i, caut. Știi, mă, scuză-mă că te întrerup. Știi cum e? Te duci, ai mașina, ți-ai pus, da, gata, mă duc să-mi pun turbo. Unde mă duc? La VPP-ul? Cât o fi? 6.000, 3.000, strângi banii, cașcavalul în buzunar și te duci la garaj. Haide, mă, că am venit să punem turbo. A, trebuie altă mașină. Cam așa. Trebuie altă caroserie, frate, n-avem cum să punem pasta. Deci ia-ți una nouă. Eu mă duceam în pădure, nu mai făceam nimic niciodată. Așa, zi, sunt mai departe. Am dus acasă, aveam un prieten, știam așa, mi-am făcut eu un gând din drum spre București. Am zis, mamă, are ăla mașina, e cam paradită, dar nu contează, e caroseria zdravănă, două uși, e perfect. Pac, l-am sunat, salut, vinzi mașina? Da, mă, ți-o dau. Pac, am dat luat-o, da. Am luat mașina. Zic, nu pot să mă duc cu mașina așa, trebuie să stau să o matriculez, dai să-mi stau, matriculează-o. M-am dus, s-a matriculat tot în regulă, hai să mergem. Am ajuns la București, am dat jos motorul ăla de 2000, hai să încep punem. Păi, hai că punem 2.5-2 pe valve turbo, bă, nu prea sunt în regulă, 2.5 pe valve, nu e ok, știi? Hai să punem 2.5-24 de valve turbo. Hai să punem ăsta. Da. Hai, caută, ia netul ăla. Știi că era Fortuning atunci? Da. Mamă, dă-i caută pe Fortuning. Pisici. Pisici, motor. Ai luat pisica cu totul sau ai luat doar motor? Nu. Și vine Cătălin cu ideea, zice, bă, dar de ce dracu tot facem noi 2.5-2 pe valve? Hai, dracu, să facem M3. Hai să facem M3. Pe vremea aia M3 era M3, frate. Adică, scump. Scump. Ne uităm noi pe net, îmi vine unul și îmi zice, bă, vezi că are unul la Pitești, o mașină întreagă, pe Anglia, pe dreapta, exact ce trebuie. Avârtită, hai să iei motorul de la el. Și
și zic, hai mă să mergem. Am ajuns acolo, am văzut mașina, bătea obil. Da. Dar bine mă, oricum iau internet. Zic, exact asta a fost discuția, că te-am luat până om internet, dar nu bate, nu bate, nu contează. M-am urcat, eu ne-am dat tutură cu ea, nu știu de ce, că n-avea niciun sens. Se întâmplă ceva. Să am volan pe dreapta, prima dată în viață volan pe dreapta. Ba, mâna nu știu. Am luat mașina, bravo. Da. Mă rog, am luat mașina, omul super fin, a zis, bă, ca să nu ne complicăm, motorul, mai știu cât am dat pe el atunci, oricum o poavere. Zice, las mașina pe platformă, vă dați motorul tot ce vreți jos, da, și îmi dați mie înapoi. Dați mie carosul băiat, înapoi. Băiat. Super treabă, îți dai seama, da, că mai sunt 700 da, de instalații da, de bimetru. Da, da, nu e doar motorul, da. Am ajuns la garaj și făcut, pac, am dat motorul jos, s-au apucat ăștia, stai seama, a durat luni. O viață. Nu era acum, da, pac, sune, alo, vreau și eu 3 pistoane, da, 5 vine piele, în 6 luni, în 7 luni. Comandă în America, stai că vine, vamă, sucește, împărtește, îți dai seama, pistoane, biele, ce dracu mai comanda noi, pac, acolo, injectoare, nu știu da, ce. Și toate bune și frumoase după vreo 7 luni, hai că gata, e gata, mașina a pornit, o a pornit, mergea, așa și așa. Și după aia, după astea 6 luni de așteptare, am mai stat 6 luni. Ca să o facem, să meargă. Ce crezi? Au avut o problemă cu instalația electrică, instalația de M3, pentru care am luat mașina și n-a mers. Deci n-a mers în nicio formă. Deci nu mergea. Mergea. I-ai pus stand-alone până la urmă. I-am pus stand-alone, a pornit cu stand-alone. L-am scos, i-am pus instalație de 25-24 de valve. S-a chinuit cu Cătălin, nu știu, luni întregi. La un moment dat ne-am și certat. Serios, ne-am și certat, că am zis, îmi va pula, dă motorul jos, că nu mai suport. Deci nu mai suport. Corect, da, e foarte deci greu. Zis, nu știu. Oamenii nu înțeleg că e foarte greu cu chestia asta. Oamenii nu înțeleg, ei spun așa, îmi iau un urs. Cât e un urs? 6.000? 6.000, mă, că mi-au un urs, cât e un motor? 10.000? Turbo? Da, îl iau 6.000, 10.000, 16.000. Cât vrea băiatul ăla să le pună 5.000, 6 cu 5.000? Pac, 25, gata, mă, am 25. Haide, mă, fo! Băi, frate, dacă ar fi atât de simplu, hai să vedem ce a ieșit după 12 ani de muncă la motor, da? După 12 ani. Deschide capota asta de carbon pentru care ai cumpărat un urs care avea la număr Hai, care a fost înainte al lui CKT-ul, al lui Adrian Vopsitoru, știu prea multă lume, ești nebun? Ce turbină are mașina, ești nebun? Băi, astea a treia turbină, dacă nu mă înșel. Ne-am pornit prima dată cu o turbină de China. Uh-huh. Un GT30, da, aia, pe lagăre. Da, știi? Pe vechi. Pe vechi, da. A bubuit aia după câțiva ani, oricum a ținut săraca. Bă, bine că a ținut niște ani, ești nebun, de China. Mare avantaj, ca să zic așa, mare șmecherie. După am avut un GT35, dacă nu mă înșel, dar tot așa pe segmenți. Uh-huh. Dar chiar era Garrett. Uh-huh. Pe care am dat-o jos și am pus-o pe asta, mă rog, asta am pus-o, că am avut-o pe un GTR și am zis hai să o punem să fie acolo, dar e un pic cam mare pentru ce-mi trebuie mie, adică mașina merge acum într-o presiune de 1.3, uh-huh. Nu e cazul de turbina asta, doar că am pus-o că e Garrett, e perulment. Era pe stoc. Era pe stoc. Cu ce pistoane și biele mergi? Băi, sunt pistoanele și bielele dat cum 12 ani. Pistoane sunt JE, bielele sunt powder. Eu mari modificări de atunci la motor, la partea mecanică la motor, eu nu prea am făcut. Deci motorul ăsta e pe mașină de 10 ani? De 12 ani. De 12 ani? Da. Merge cu peste 500 de cai de 12 ani? Da, clar. Și a fost kilomanitare. Da. Bine, că în ultimii ani la drag. Cum? Tu ai mers la drag. Am mers la drag, am mers pe autostradă, am mers, am făcut 80.000 de kilometri pe el. Adică, da, super tare. Și când ne ajută 80.000, cred că vreo 50.000 sunt făcuți cu apăsat cu 45 pe pedal, știi? Vă, că mergi cu radiator stock? Da, e radiator stock. Radiator stock, nu mi-a trebuit niciodată, n-am avut niciodată probleme. Mm-hmm. Singura problemă am avut-o anul trecut, că știi... Da, e, că ai venit la mare și... Nu, nu mai mergea pe electroventilatorul din față. Dar bine, nu electroventilatorul, cât sonda de temperatură. A fier și el odată. A fiert și el odată să vadă cum mai e. Am mai fiert el așa. Am mai fiert el de multe ori ca să vadă cum e. Stai să închidem asta. Să povestim despre caroserie puțin, pentru că ea a primit un body kit de M3, mașina fiind un urs normal, care a fost bleu până acum 2 ani, parcă. Da. Așa, și a primit un body kit de M3 complet. Bară față, aripi, praguri, lipul, lunetă, eleron și așa mai departe. A fost o nebunie de-a mea.
Era următorul pas, nu? Adică ce poți să vrei? Dacă tot o țin în garaj și nu prea mai și cu ea, măcar să-i fac o schimbare. Mă plictisisem de aia. E foarte greu să ai o mașină 12 ani, frate. Da. Aceeași mașină. E foarte greu. Mă plictisisem de aia pur și simplu și am zis, bă, trebuie să fac o schimbare. Am zis prima dată că vopsesc altă culoare. Zic, bă, dar dacă tot o vopsesc, bă, nu fac eu ceva. Da, e foarte... Unde ai făcut kit-ul? Bă, l-am făcut la Sese. Uh-huh. El mi l-a montat complet. O mare parte din el e importat. S-a potrivit bine, am muncit băiatul aia. Bă, e mult de muncă, mă, frate, mă, la chestiile astea. Dar n-a ieșit rău. Am mai făcut niște modificări pe la jante pe față, am pus niște bute. Ce specificații ai la roți? Mă, pe față am 9J. Da. Pe 17, pe spate am 10,5. Cam trec, după cum ți-am mai zis. Am zis că am trec la 18 pentru că mi se pare deja trotinete. Dacă ai vinde roțile, cu câți bani le vinde? Bă, poate le vindem un episod. Nici nu m-am gândit, dar... Cred. Probabil că, zic eu, așa vezi, zic eu, un preț, 1450, 1500, pe acolo ar fi prețul fără anvelope, dacă mă întreb pe mine. Eu l-am luat pe vechi, de mult, știu că l-ai luat. Puțin bani. Te cred, frate, dar acum cam ăsta e prețul. Da, probabil. Cam pe acolo. Dacă se gândește cineva să le ia fără 1200-1300 de euro, n-are rost discuția. Bun, vorbeam de anvelopele. Spate că nu stau pe stradă, că nu te ajută. Da, nu sunt pentru mașina asta la 600 de cai. Când accelerezi, le dai foc, pur și simplu. No, dar tu mergi cu 600 de cai tot timpul sau ai hărți diferite, nu știu ce? Am 3 hărți, am una de vreo 400 de cai, 390, mai am una de 500 și ceva și mai am una haos. Sus. Spre 700. Cât poate ia? Dar nu se poate merge cu cauciucuri de stradă chiar acum când am e pericol. La a patra când accelerezi blană, pur și simplu ia mașina într-o parte și haotic. Nu, adică nu mai pur și simplu nu mai sunt roțile cu pe spate, pe spate cu tine. Sunt în altă, ele sunt în alt film. Da, e multă, e multă putere. Ce greutate are mașina acum, păi, după toate modificările? 300 de kg mașina. Bine, ea e mai grea decât un urs normal pentru că are frâne mai mari. Da, zim de frâne, că n-am, am vrut să te întreb. De M3, de E36. E36, M3, da. Corect. Practic toată mecanica față e de E36. Pă... Și spatele? Hai să ne uităm un pic la spate, să vorbim. Spatele e stock? M3, E36, dar... Mai făceam noi haosul ăla cu burnout. Și ca să poți să-i pun niște cauciucuri mai înalte, să facă fum, să de-astea, trebuia să-i pun 15. Și am avut frâne de pe 36 de M3, le am și acum în garaj, dar am schimbat discurile pe spate, spus să-i pun jante. Da, foarte bine, foarte bine. Oricum, nu cred că ai nevoie de spate. Am ideea să-i pun drag radial, dar am zis, nu e cazul, așa ceva. Da, spatele e de M3, normal, clasic, așa cum vine el, evacuarea, ce să discutăm, că e custom, mai mult ca sigur. Hai să vedem un pic la interior, Marius, să vedem ce modificări. Hai să vedem cum stăm în urs. Fac o comparație cu Silvia. E barosă, neală, mă, ești nebun aici. Alcaranta peste tot, ca bogați. Fețele de uși, totul este refăcut. Mai simplu în interior. Sunt adică de acord cu tine. În afară de scaune, că le-am pus, că am zis eu că o ușurez. Da, bă, da, nu cred că are nevoie la puterea asta de chestiile astea, dar sunt mult mai ok, că te țin, te țin frumos. Fanul de PM-Technic care l-am pus acum de curând, l-am îmbrăcat și pe ăsta, e simplă, n-are opțiuni, zero, adică și geamurile sunt pe manivelă. Foarte bine. În afară de ABS, mașina asta n-are absolut nimic, e brută, brută. ABS și servodirecție, îi dai like real man. Da, exact. Cum era ăsta, mă, calculatorul, ești nebun? Da. La urs, ce tare, la frate. L-am avut mașină. Da, 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 așa, e opțiunea mașinii aici, frate. Vezi că ai o problemă la motor oil. Ceva se întâmplă. Da, mă, custom frumos, aici în spate ai filmat. Mamă, ai boxe, ești nebun, bravo, Bobby. Uite unde stă talonul, ești nebun la cap. Băi, vino, mă, să vezi unde stă talonul la băiatul ăsta. Uite-l acolo. Nu vă spune asta, nu l-am la mine, nu știu ce se întâmplă. Cine arată aici pe ceasuri? AFR? AFR, presiune de ulei. Presiune turbo și presiune de ulei. Bun, și ce face butonul ăsta roșu oare? Știi? Butonul roșu, roșu întotdeauna face ceva. Control. Mamă, cât de tare. Facem asta. Da. Hai să vedem, hai să vedem cum merge, cum se aude și cum trage. Bine, cum trage, n-aș vrea să văd sincer, trage haos, ca sigur.
Acesta a fost episodul cu ursul de aproape 700 de cai. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și util, sper că v-a plăcut și de Bobby și ați dat follow și subscribe. Dacă v-a plăcut și de noi și vreți să mai vedeți materiale de genul ăsta, share, like și subscribe și nu uitați de clopoțel. Dacă aveți nevoie de sfaturi personalizate, adică unde îmi fac și eu evacuarea custom, unde îmi fac și eu o bară ca a Toyotei, căutați-ne pe Patreon, ne dați acolo $5 pe lună și fratele vostru vă ajută. Doar îl prezint pe Bobby acum și sunt prea serios, hai să fiu mai puțin serios. Cucu! Cucu! Băi, băiatule, băi. Bun, stai bătut ăla. Da, și am zis... Asta, în primul rând ai zis, băga-mea.